Hei, bună, eu sunt Corina și ne știm de pe recomandcudrag.ro. Bine ai venit și pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi începe seria unor vloguri în care voi vorbi despre produse speciale pentru îngrijirea părului creț. În urmă cu aproximativ 2 luni am început să urmez metoda Curly Girl pentru îngrijirea părului meu. Dacă nu știi despre ce e vorba, poți găsi informații cu un simplu search pe Google. În principiu, e o metodă care recomandă fetelor cu părul creț folosirea unor produse care să nu conțină detergenți agresivi, parabeni, siliconi sau alcool. Deci produse cu ingrediente cât mai curate, pe care ar trebui să le folosim practic cu toții, nu neapărat fetele cu părul creț. Așa cum spuneam, în urmă cu 2 luni am început să folosesc produse special concepute pentru părul creț, lucru pe care nu mai făcusem niciodată în cei peste 40 de ani. Niciodată nu am folosit un produs special pentru părul creț, nici nu știam că există. În comunitatea asta fetelor crețe se vorbește foarte mult despre ce produse să folosim. Multe fete aflate la început de drum nu știu, ca și mine de altfel, ce produse să aleagă dintr-o multitudine de produse, unele chiar foarte scumpe, așa că multe dintre crețe ajung să cumpere produse, multe produse, investesc bani în ele, pentru ca mai apoi să-și dea seama că nu sunt potrivite pentru tipul lor de păr, pentru că nu tot părul creț e la fel, evident. Așa că, iată, ăsta e scopul vlogului meu de astăzi, să vă ajut cu informații despre produsele pe care eu le folosesc, poate vă e de ajutor. Astăzi vreau să vorbesc despre un gelul de la Cantu. În comunitatea crețelor, Cantu este o gamă bine cunoscută. Ea a fost inițial concepută pentru părul de tip afro. Afro, deci. Bun, atenție când alegeți gama asta. Eu nu am folosit niciodată gel pentru părul meu înainte de a începe să aplic metoda asta. Așa că atunci când l-am desfăcut, am fost surprinsă puțin să văd că gelul de la Cantu nu arată tocmai ca un gel, e mai mult o cremă, are o consistență viscoasă, cremoasă. Miroase frumos, mie îmi place mult cum miroase. Nu are sulfați, nu are silicon, nu are parabeni și nici uleiuri minerale. Este deci recomandat în această metodă Curly Girl. Dacă ai părul fin, cu fir subțire, nu recomand produsul ăsta. Produsul ăsta îl recomand pentru un fir, cum e și al meu, gros, cu fir gros, aspru, des. Este un produs foarte bun pentru tipul ăsta de păr. Mi-l hidratează bine, îl face moale și lucios, îmi dă definire buclelor. El promite că scapă și de frizz, adică firele astea electrizate care stau mai ales la părul creț așa. Se văd electrizate.
În fine, n-am ajuns chiar acolo să-l am așa disciplinat, însă sunt la început, mai am de folosit, probabil că dacă îl folosesc mai mult o să fie bine. Ingredientul său principal este untul de shea, de aceea pentru păr fin, pentru părul fin sau subțire, e posibil să-l încarce prea mult. Dacă ți-a plăcut informația primită, nu uita să-mi dai o inimioară. Iar dacă vrei să afli mai mult, apasă subscribe. Voi arăta imediat și pașii pe care îi urmez în aplicarea gelului. Ok, rutina mea de astăzi este una simplă și rapidă, fără hidratare intensă, adică nu am folosit nicio mască. Părul este deja spălat, deci curat. Am folosit mai întâi șamponul de citrice de la Flora & Curl, apoi am aplicat balsamul fără clătire de la Aunt Jackie's. În acest moment, părul este încă ud cu balsamul pe el. Îl voi pieptăna ușor cu un pieptene cu dinți rari. Menționez că e singura ocazie când împiepten părul, doar când este ud și plin cu balsam. Apoi aplic gelul de la Cantu. Cam atât. De două ori voi face acest lucru. Înainte de a-l aplica pe păr, îl întind bine în palme și apoi cu capul în jos îl distribui cât pot de uniform. Glisez cu palmele împreunate, ca pentru o rugăciune, pe toată lungimea părului, de la rădăcină spre vârfuri. Mai aplic încă o dată aceeași cantitate ca și prima dată, folosind aceeași metodă a mâinilor împreunate. Apoi îl distribui bine cu folosind degetele. După ce am terminat de aplicat gelul, îmi ud palmele cu apă și ridic părul spre rădăcină, strângându-l ușor în pumn. Și tot așa, vreme de câteva minute, adaug apă și ridic din nou părul spre rădăcină, pulsând. În felul acesta, gelul se distribuie uniform, iar buclele se formează mai ușor. Scrunch, îi spune în engleză. Când auziți zgomotul ăsta de squish, squish, sunteți pe drumul cel bun. Cu un prosop de microfibră, strâng ușor părul în pumni, pentru a îndepărta excesul de apă și produs.
Apoi trec la uscat cu difuzorul. Pe cea mai mică treaptă de viteză alternez aer cald cu aer rece. Aici sunt doar câteva secvențe din întreg procesul de uscare care durează destul de mult. Și am zis să nu vă plictisesc cu tot procesul de uscare. Gata, am cam terminat. Părul e acum uscat în proporție de 90%. Vreau să menționez că gelul de la Cantu nu face crustă, deci nu a fost nevoie să sparg o eventuală peliculă care ar acoperi părul. Adică, pentru cele ce nu sunteți familiarizate încă cu limbajul curly girl, părul nu rămâne bățos ca după un gel obișnuit, ci dimpotrivă moale, cu onduleuri și bucle definite și hidratate. Are un parfum minunat. Îmi place pentru părul meu, Cantu face minun. Până data viitoare, să ne vedem cu bine, curlies!